Dacă nu m-am ținut de capul lui taichi-miu de a băga la benzină în Dacia aia, de i-au sărit capacele. Ce s-a întâmplat în vamă, fraților? Doi pași și s-a pornit jihadul, Ionuțule. În mintea mea era: trece-mă, Doamne, vama, trece-mă, Doamne, vama. Uite-l, bă, bagă mâna în foc, bă. Hăț cu bună dimineața, Ionuțule, hăț cu toată ceața din România posibilă, astăzi este. Hăț cu plecare în Istanbul, fiți atenți, fratele vostru a avut de ales astăzi de dimineață, de fapt jumătate din bagaj s-a întâmplat aseară, jumătate din bagaj astăzi de dimineață. Aseară mi-am făcut rollerul mare, am pus haine, tot ce trebuia și am zis, bă, las gecile pentru dimineață, că zic, mă gândesc dimineața și ce geci îmi iau și ce și cum, Ionuțule. Ultima oară când am fost în Budapesta, am pus toate gecile astea într-o husă, de o singură geacă, dar m-am chinuit să le îndes și mă chinuiam să le carc și m-am chinuit să le strâng de la hotel din Budapesta, încât am zis de data asta, bă, dar dacă mi le pun eu frumos pe toate, uite așa, ambalate aici în mașchinetă și nu mai stau să le bag în nicio husă, Ionuțule. Țaca, paca, am pus și ăsta peste și suntem gata să plecăm în Istanbul, Ionuțule. Avem pașapoarte, avem hârticele și hârtiuțe completate de intrat în Turcia, avem toate actele mașinii. Acum eu de fapt îmi fac recapitularea asta cu voi ca să mi-o fac și pentru mine, Ionuțule. Gata, decolăm. Avem vreo 4-500 km de Bulgarie, Ionuțule, vreo 100-100 și ceva de kilometri de Grecie, foarte puțin, 50-60 în București pune și pe Giurgiu și după Grecia imediat direct în Istanbul fii vom. Așa că, Doamne, ajută-ne să ajungem cu bine, Ionuțule. Vă ținem la curent cu tot ceea ce se va întâmpla. Daily vlogulescul de hâț, măs, daily vlogulescul hâț, Ionuțule, nu se pierde nicio zi de pe parcursul lui decembrie. Hâț, Ionuțule, we are near Republic of Bulgaria, hăzăgionele, iar for those who have trecut pe aici lately, Ionuțule, s-a adăugat o buclă în plus, deci cum vii de pe podul la mare, dintre Giurgiu și Ruse, că asta e aici, e Ruse, da? Era podul peste Dunărică, hâționulică, și intrai direct în astea de vamă, da? Acum ce crezi? E un rond mare, uite că poți să-și fii și arăt pe Waze-achis. E rondul ăsta mare pe care l-am făcut, da? Uite, border checkpoint, așa era data trecută. Veneai de pe podul ăsta, hâționele, coborai și te puneai la asta. Nu, acum faci, a, pe aici, banc, pe aici, pe la border checkpoint ăsta, est, nu vest. Uite, acum am înțeles care e faza și după aceea vă că ne dă în aceeași chestie. În fine, Ionuțule, am trecut de primul punct de control, cel al României, al ieșirii din România. Îi mulțumim foarte mult domnului care a fost acolo, extrem de drăguț a fost cu noi. Acum avem încă un punct Bulgaria, după aceea mai avem un punct ieșire Bulgaria, punct intrare Grecia, punct ieșire Grecia, punct intrare Turcia. Deci astăzi trecem prin vamă de vreo 6 ori, Ionuțule. 6 checkpoint-uri la vamă. Sperăm să ne trecem pe toate cu brio și să revenim din Istanbul, dar până atunci mai revenim mult de pe drum. Hăți, Ionuțule, am văzut semnul mare de Shell, ca să fim absolut siguri că n-are cum să creadă cineva că e vreo promovare, că nu mai avem Shell în România de 10 de ani de zile. Iar pentru cei mai inetate, mai dinozăurei precum fratele Popa, Ionuțule, mi-am amintit de vremea în care era Shell în România, Ionuțule. Eram kinder, uite atât de mititel eram și n-am să uit niciodată, Dumnezeu să-l odihnească pe taică-miu, golanul, Ionuțule. Existau la câteva fuluri sau nu știu, era mai mare șecmăneala că îți cheltuiai toți banii din casă ca să iei mașchineta aia, dar la câteva fuluri la Shell primeai un Ferrari din Lego Technics. Ce însemna Lego Technics? Cotea, motherfucker house, pe vremea când eram eu mic, asta era o rare. Acum știu, I know. Bă, băiatule, dacă nu m-am ținut de capul lui taichi-miu de a băga la benzină în Dacia aia, de i-au sărit capacele Dacia ăia, până când am luat Ferrariul ăla, nu m-am deslipit de el, cred că 2 zile, o zi, două, nu știu, ceva, like, n-am mai dormit, nu nimic, nu mai mâncam, mai că eram în depresie, am stat călare pe Lego ăla și l-am terminat, Ionuțule. Cam atât. În altă ordine de idei, văd că ăștia în continuare se țin de premii pe aici, hau-hauri cu joculețe. Noi am băgat Shell V Power Racing, Ionuțule, și de îndată ce o să vedem în leva cât e ea, 2,87 leva litru, revenim imediat cu calculul, Ionuțule. Bă, hăț, Ionuțule, i-am făcut și calculețul frumușanu, vine 7,23 lei litru, dar să nu uităm că suntem în Shell, care e o benzinărie scumpă, mă amintesc încă de când eram puștulică, și să nu uităm că am pus Shell V Power Racing Unleaded 100 motherfucker house, Ionuțule. În altă ordine de idei, uite-o, bă, cât de frumoasă e cu tobele astea, bă. Uite-o, bă, cum e altceva, bă, și cu side skirts-urile alea, ce trebuie. Murdară, e drept, murdară, dar asta este, ciocănim către Grecia să scăpăm odată de șoselele astea, Doamne. Am făcut un instastory în care spuneam, bă, dacă vreodată vreți să vă simțiți bine în țara voastră, dați o fugă până în Bulgaria cu mașina proprietate personală. O să înțelegeți această glumiță în momentul în care vă veți ruga să puteți ajunge acasă înapoi. Hăț, Ionuțule, am intrat în Turcia după o super poveste la vamă, cum numai Popa avea să să trăiască, Ionuțule, dar o să revenim de la lumină să vă spunem. Acum doar eram extrem de uimit de ce este pe stradă, Ionuțule. După cum vedeți, chestia asta pe julie, așa deschisă la culoare, este un strat de aproape un deget, fraților, de soluție din aia antiderapantă, antizăpadă, antigheață, anti toate cele. Și chiar mă întrebam, zic, bă, mașina afișează 11,5 grade la ora 6 fără un sfert. Nu, stai, 7 fără un sfert ora de aici, că asta e ora de acasă, da? Și zic, bă, dar totuși la 12 grade să pui atât de mult dezghețant de ăsta, degivrant de ăsta pe jos, nu e un pic amești în comun? După care mi-am amintit, Ionuțule, de știrile la care am văzut că aici s-a lăsat cu camioane răsturnate de vânt, cu viscol, cu zăpezi inopinate, cu hățmățmăți. Și acum parcă tin să-i înțeleg pe oamenii ăștia că până la urmă vorba lui Cori, Ionuțule, decât să dai când ninge a patra oară, ca la noi acasă, să nu se mai întâmple nimic, mai bine dai din timp, Ionuțule. Mai avem 170-180 de kilometri, suntem ca și ajunși în Istanbul, de unde vom reveni cu povestea de la vamă, care este ceva. Deci nebunii ăștia s-au găsit să mă claxoneze pe mine în timp ce traversam strada făcând un story. Eu cred că ei de fapt nu știu că sunt în Istanbul. Ei, istanbulenii ăștia, sau cum îi cheamă, istanbulbulenii. Am ajuns, Ionuțule. Revenim cu poveste superbă din miezul Taksimului. Trebuie să știți prin ce am trecut la vamă. Hăți, Ionuțule, ia că așa am parcat și noi mașineta, cum se face în Europa Occidentală, și am zis, hai la picior să ne plimbăm exact cum îmi place mie cel mai mult. Na. Și ce crezi, Ionuțule, n-am mers 2 metri. O să vrea să ne vândă umbrele, dar noi n-avem cash. Cu ce să-i spun eu? Să le cumpăr cu Apple Pay aici pe stradă, că le-aș cumpăra dacă aș putea. Uitați-vă ce ploaie a venit, fraților. Exact acolo unde vedeți hotelurile astea înșirate este și hotelul nostru. 2 pași am făcut, asta e subterana în care am lăsat mașina. 2 pași și s-a pornit jihadul, Ionuțule. Dar mai stăm puțin așa. Hai să vă povestesc, mă, până una alta, ce s-a întâmplat în vamă, fraților. Aveam o procură, pentru că atunci când ești cu mașina din țară, știți foarte bine că este nevoie de procură când mașina este pe firmă, făcută pentru Budapesta. Super bun, super simplu, super frumos. Eu când am făcut atunci mi-am amintit că e făcută pe 3 luni. Nu m-am gândit la detalii, mai detalii de atât. Înțelegeți voi ce vreau să spun? Și zilele trecute chiar vorbeam cu Cori și zic, bă, zic, avem pașapoarte, procură nu cred că ne mai trebuie pentru că procura este făcută pe 3 luni. Gata, hai, mergem, totul e bine. Blană. Știam că e pe 3 luni, mergeam la sigur, da? Și acum mergem noi către vama. Apropo, am aberat acolo că noi trebuie să trecem pe la greci, că n-am, nici măcar n-am călcat cu o fărâmă de cauciuc pe în Grecia. Nu știu ce dracu era în creierul meu. În fine, schimb. Am ajuns. Uite, mă, că s-a oprit și ploaia, cât am povestit, mă, ce frumos am povestit, mă. Am ajuns, Ionuțule, uite așa, una cu una, cu două, și la vamă la turci. Și ce crezi, Ionuțule? Până să ajungem la turci, bulgarii ne-au oprit cu un domn român și ne-au spus: "Aveți o problemă pe procură aici", care procură o aveam pe telefon, deci noi ca în țară. Ia uite-te aici, bossule. Ce, domne, vedeți că procura pe care o aveți voi nu este pentru spațiul extra comunitar, adică nu este pentru țările non-UE, și aveți o mare problemă, cu siguranță la turci nu o să vă treacă dacă o arătați de pe telefon. Mamă, ce facem, mamă, ce facem, Ionuțule. Numai Popa putea să puțească așa ceva. Am dat toate telefoanele în țară, am ridicat pe toată lumea cu fundul în sus, cum ar spune mamișor, Ionuțule, și în nici mai mult, nici mai puțin de vreo 30-40 de minute aveam noua procură, pe care domnii de la vamă din Bulgaria, pentru că unul dintre domni era român, v-am spus, a fost atât de drăguț că ne-a și printat-o, da? Deci pe care ne-a printat-o, înțelegeți voi legătura, da? Ne-a printat asta, am luat toate astea și ne-a spus: "Acum mergeți la turci și hai cu curaj, Doamne ajută, pentru că în mod normal s-ar putea să nu vă primească dacă procura nu e în original." Deci imaginați-vă, fraților, că făcusem 500 de kilometri din cei 680 care sunt până în Istanbul și dacă ceva nu mergea bine, ne întorceam direct acasă. Bine, nu ne întorceam acasă, ne opream noi până în Sofia, până unde ne ducea Dumnezeu. Și acum hai cu Doamne ajută, hai cu cruci, hai cu alea, Ionuțule, mergem către vamă. Mă pun ca cocalerul de Popa, ce sunt, Ionuțule, direct așa cu coatele pe teșgheaua lui DNA, la i-am întins toate actele. Nu-și mișcă de două ori ochii că se proptește direct în ceasul meu și spune: "Oh, is that Rolex? Rolex watch? Show me watch." Ah, mă, zic, ce vrea ăsta de la mine? Că what do you do for a living se referea el. Și atunci mi-am amintit că eu când m-am pus la geam, el scâncea niște cuvinte, fredona acolo, înțelegi? Și zic: "Hai, mă, singer, you sing too", știi că trebuie să o dai eu cu o engleză din aia de le place lor așa. Hai, mă, singer, you sing too, I heard, la la la. Yes, yes, yes. Și atunci mi-a venit ideea strălucitoare: "Do you wanna hear some Tarcan?" Și a început, fratele tău, Ionuțule, la vama acolo înainte să intrăm. În mintea mea era: "Trece-mă, Doamne, vama, trece-mă, Doamne, vama." Dacă mă școlna eninadam beni ortairim den chat la tăia. Băiatul meu, s-au strâns toți ăia în spate acolo, nu mai contau actele mele, i-am luat de cap. Oh, go, go, welcome to Turkey, welcome to Turkey, le-am arătat și Instagram-ul și iată-ne, Ionuțule, în Istanbul. Hai să mâncăm ceva, că n-am mâncat nimic astăzi. Nimic! Să moară Aksana de unde i-am înjurat pe ăștia că am intrat în 2 restaurante și când mă uitam în meniu ziceai că sunt la noi pe Decebal. Și am zis: "Bă, am venit în Turcia să mănânc mâncare normală, sunteți nebuni la cap." Zic: "Dăm, vreau unul." Și am găsit, cum credeți că se numește? Big Boss Kebab. Ha, joc cu pasta, Ionuțule. Ne-am uitat în meniuri, mai mult de formă, am să vă recunosc, pentru că băiatul ăsta e atât de perspicace încât, fiate, stai să vezi că acum vine și uite ce talent are. Deci nici nu ne-a lăsat să comandăm ce am vrut, ai înțeles? A zis el că stai că e mai bună, stai că flame show, când am auzit flăcări și de alea zic, da, băiatul meu, zic, hai, comandă tu ce vrei. Hai să vedem ce face acum ea. Deci ăștia au un talent, bă, mâncați și că te amețesc, știi cum e cu șarpele ăla din Cartea Jungului? Eu ce facem, mă? Face o floricică, mă, să moară Aksana dacă nu scoate asta o floare acum. Uite-te tu la mine, ia, stai că nu iese, s-a emoționat. Da, mă, floricică, știu și eu trucul, e old school. Lasă-l pe el să facă acolo floricica cât vă mai spune fratele vostru, e floricică, o știu, e fumată. Uitați-vă ce am aici, băieții mei. Sărmăluțe, mărmăluțe. Ce doamne iartă vor fi astea pe aici, mi-am luat și un humus separat. Ia uite-l pe ăsta, cred că e pastă de măsline, da. Și cu o supă de linte aici începem degustarea. Al nostru e pe flori, pe gadovașe. Revenim cu felul 2 ăla cu flame show, flame show. Jonuțule, aici nu este vorba despre cum arată restaurantul. Dacă vedeți cum arată, o să spuneți că-s Jonule. Nu despre asta e vorba. Vă spune fratele vostru, e vorba de gust. Deci asta de linte. Bă, nici n-am răsuflat când am înghițit, o înțelegi? Dar trebuie să, bă, n-am cuvinte să vă spun ce gust are pasta asta de măsline. Deci efectiv, mamă. Ia vezi că a venit ăsta cu mamă. L-am prins pe un fapt direct. Ia vezi tu, mâncați aici gata. Ia vezi tu crevețoi ăștia. Eu uite, bă, că mi-i și curăță mânca la tata să-l mănânce pe el de băiat, mamă, cum arată. O, revenim cu gustarica de la ăștia. Uite-i, bă, grăbiți ăștia, mâncarea tata. Ia vezi pe al nostru Jonuțule cum ne decortichează el aici, de fapt doar ne decapitează crevețoii și îi pune la loc în sosucul ăla. Uite cum arată mâncarea tata să-i mănânc eu. Ia uite-i tu acolo cum stau ei și sfornesc. Îi place că l-am pus pe Instagram, i-am arătat că 2,3 milioane a luat o razna. Ia uite-l. Iar nu o să dai dulce tare, ne place de el. Ne place de el și mâncarea lui. Ia vezi, Jonuțule, că am luat tot ce se putea lua cu show de aici. Deci în primul rând ăsta este un mix kebab, se numește ăsta, și ți-au adus ei tot ce au ei, cărnița aici făcută frumos. Uite cum arată ardeiul ăsta, uite mâncat, arată abia ce să o înfig în el. Și acum, acolo în tava, hăzionule, ia fii atent că al nostru îi dă cu foc. Ia joacă copac. Stai pe loc, stai să prinzi pe Instagram, băiatul meu, să mă arăți Aksana. Uite-l, tată, ce crezi că n-avem și aici, uite. Uite-l, bă, și pe ăsta ce nervos e. Arde-l, tată, auzi. Și cântă mâncat la tata, avem și spectatori. Ce trebuie? Uite-l, bă, bagă mâna în foc, bă. Uite-l, bă. Ui, curajosule, bă. Du-te că o scoate pe farfurie. Repede, come on. Ia uite-te, bă, băiatule, la el. Bă, ce rău îmi pare că nu l-am prins și pe story, dar lasă-mă că ce mai era în vlog după aia. Mamă, și cum miroase, Jonuțule. Hai, mă, ne punem pe mâncat, mâncați gurița voastră azi. Azi e cu și despre show. Revenim cu gusturile. Să le dea Dumnezeu sănătate, băieților, ăsta stai așa să nu-mi vezi tu mie revolut aici, zăpăcitule, Jonule. Am mâncat de-am rupt, Jonuțule, dar astea nu sunt vloguri în care vorbim despre mâncare. Asta era un daily despre cum, când și cât a durat să ajungem aici în Istanbul, Turcia, Jonuțule. Suntem în plin hâțmăs daily vlogulesc cu mamă. Zici că a luat camionul din fața mea, nu mâncarea de pe masă, ești nebun. Suntem în plin hâțmăs daily vlogulesc cu ceea ce înseamnă că nu trebuie să ratăm nicio zi până când ne vom trezi în 2022, Jonuțule, de daily vlogulescu. Așa că până un alta nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa să aprindeți tot superul, pentru că în fiecare zi cu surile, trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie. Noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă așteptăm clasicul zâmbețel în colțul goriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Puneți-vă centurile de siguranță, urmează o suită de vloguri din Turcia. Ați.